comemorăm la stejarul Ștefan cel Mare, ca să-l comemorăm pe Marele Voievod. Acești codri au fost proprietatea lui Ștefan cel Mare. Și doar cu 10 ani dinainte de celebra bătălie la Codrii Cosminului, Ștefan a vândut, de fapt a donat satul Cosmin și Codrii i-a donat mănăstirii Putna. Deci, câteva lucruri despre această zonă. Anul acesta vom aniversa și 520 de ani de la moartea Marelui Voievod. A fost cea mai îndelungată, cea mai frumoasă domnie din istoria Moldovei și din istoria română. De altfel, știți dumneavoastră că ceva timp în urmă s-a făcut un sondaj și cei 100 de români, iar Ștefan a fost în mod constant pe locul întâi. A domnit 47 de ani, 2 luni, 2 săptămâni și 6 zile. Și a început domnia într-o zi de marți, 12 aprilie 1457, când, în urma bătăliei cu dreptate, s-a proclamat domn. De fapt, a ales domn și spune Grigore Ureche că întrebatu-i Ștefan pe cei prezenți dacă le iasi cu voia lor să le fie el domn. Și ei toți, într-un singur glas, au spus să le trăiești într-un mulți ani domnia ta. Aproape în fiecare an a avut o bătălie și fiecare bătălie a fost consemnată și a rămas în istorie cu un monument de cult. De altfel, chiar după bătălia de la Codrii Cosminului, din 26 octombrie, Sfântul Dimitrie, Ștefan a plecat la Traslău, unde a sfințit cu o mănăstire, apoi alta la Neamț și slujba de pomenire a arcașilor care au murit aici, în această bătălie, a fost săvârșită la 40 de zile la Huș, la Biserica Sfântului Nicolae din Huș. Multe s-au scris și sunt convins că încă se vor mai scrie despre această celebră bătălie. Este ultima mare bătălie pe care a purtat-o Ștefan cel Mare. Interesant, o bătălie cu răsunet european, o bătălie în care au fost implicate toate marile forțe ale lumii, respectiv regatul Polon, regatul Ungariei, Imperiul Otoman. Ioan Albert era în acea perioadă rege al Poloniei, fratele său Sigismund era în Boemia, Vladislav era rege al Ungariei. Și cel mai mult își dorea Ioan Albert să aducă Moldova sub suzeranitatea Poloniei. La acea dată, vă reamintesc că noi încă plăteam tribut turșilor, dar am plătit tribut turșilor până în 1877, iar din toată domnia lui Ștefan, să știți că el n-a plătit tribut turșilor între 1473-1484, în rest, aproape tot timpul a plătit tribut turșilor. De ce? Pentru simplu motiv că dacă turșilor le duceai harașul, tributul, ei te lăsau în pace. Gândiți-vă că 450 de ani am fost sub dominație turcească. Puteam acum să ne închirăm în moschei, să vorbim limba turcă. Turcii nu ne-au obligat niciodată să ne schimbăm religia, limba. Și la sfârșitul vieții, chemându-i pe boieri, care erau deja împărțiți în două tabere, susținând doi contracandidați la domnie, iar el dorea ca normal și așa s-au întâmplat fiul său Bogdan al III-lea a revenit. După ce a stabilit cine va fi domn și a pedepsit pe răzvrătiți, le spune ca următoarele cuvinte: nu uitați
Dacă cândva această țară va fi la clipe de mare primejdie, atenție, să întindeți mâna turcului. Deci, nu i-a îndemnat pe urmașii săi să se îndrepte spre lumea creștină, neavând încredere nici în polonezi, neavând încredere nici în unguri, neavând încredere nici în frații Munteni, ba chiar cu frații Munteni a avut o relație extrem de contradictorie. Deci Ioan Albert, sub pretextul că pornește război împotriva Imperiului Otoman, încă din mai 1497, mai, își adună oștile la Liov, din estimările istoricilor, în jur de 160.000 de oșteni avea la acea dată Ioan Albert. Evident că și atunci informația era vitală în istoria unui stat. Ștefan află despre aceste pregătiri, trimite mesageri la rege și îl întreabă care este scopul acestui război. Îi se răspunde că mergem contra turcilor. Mai, iunie, iulie, oștile poloneze trec Nistru, în septembrie trec și Prutul, când au trecut Prutul, o nouă delegație de boieri în frunte cu Robofătul Tăutu e trimis la Ion Albert, iar regele îi arestează. Era clar pentru Ștefan atunci intențiile lui Ioan Albert de a cuceri Suceava și de a scoate din domnie. Așa uit ajutor. Cine credeți că i-au trimis ajutor? Turcii, tătarii, muntenii și în ajutorul lui a venit Vladislav, care era rege al Ungariei și fratele lui Ioan Albert. Și fratele îi spune nu intra în Moldova că vei vine casul. A ajuns la Suceava în septembrie, asediul a ținut pe mâine lui prea mult până pe 16 octombrie, a ales acest drum, în 24 trece o parte din armată, avangarda, a doua zi grosul armatei cu Ioan Albert, era pe 26 octombrie. Ștefan îi pregătea aici, vechea tactica moldovenă, au tăiat copacii, au asupat toate intrările și ieșirile și armata a fost măcelărită. V-am spuneam, în jur de 30-40 de mii de polonezi. Nici acum polonezii nu ne-au iertat pe proces. În amintirea arcașilor care au murit, în amintirea marelui voievod, suntem noi astăzi aici. Îmi pare rău că timpul nu ne permite mai mult. Sănătate vă doresc tuturor! Literatura română, Ioan Eminescu, produsă de poetul, scriitorul, marele om de cultură, Vasile Bucu, steagul de luptă al lui Ștefan cel Mare pentru victoria societății și la cele la evenimente care mai sunt, să aborați. Fie ca Maica Domnului să ocrotească românii cu toată, de aici, din toată lumea. Toată lumea. Hristos a înviat! Vă mulțumim, domnul profesor, și este o mare onoare pentru noi. Copia celui original va fi păstrat pe loc de cinste, la loc de cinste, în sediul nostru al societății Eminescu și va fi pentru noi ca un îndemn spre izbândă. Iar ca post scriitul, eu spun că marele om de cultură ar trebui să mai fărgați un pic. A trecut sute de kilograme. Mulțumesc! Vă mulțumim, v-ați de iubit!
Tatăl nostru, care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel viclean. Amin. Prin pădurea întunecată trece vremea înapoi, și a ievrea și deodată iese Ștefan din zăvoi. Ștefan vodă, bun și mare, înainte-și pe uzor, pe un negru și în călare și cu ochi întrebători. Unde-i oastea mea cea veche? Unde-s vechii mei haiduci? Țurcă trasă pe ureche, ochii fulgeri din struci. Unde-o inimă fierbinte? Unde brațe de eroi? Vremea trece înainte, numai voi dați înapoi. Doamne mare, pentru că am fost murit, pe cât ți-mi fără antuna, de Dumnezeu se poate fi văzut, unul cu neamul, pentru totdeauna. Sunt în inima unui popor, cea mai strâmbtă poartă din păcate, de noi și cel mare a fost un dar mare de la Dumnezeu Sfânt, pe care poporul român care trăia în regiunea Moldova l-a rugat pe Dumnezeu Sfânt să-i trimeată un aparator, pentru că prea tare apăsau dușmanii din toate părți.
Și după ce a fost cuciurit Constantinopol, Moldova era într-o stadie de prăpădenie, pentru că Aron Petru, care a omorât pe tata lui Ștefan cel Mare, era la putere 10 ani de zile. Și Moldova era săracă, era spărioasă în fața dușmanilor mari care vin. 1457, peste 4 ani după ce a căzut Constantinopol, pe calare alb s-a așezat un tânăr voinic, nu se știe, avea 19 ani sau 21 de ani, dar de la cetatea Corvinelor a venit în Moldova și în toată Moldova se deschideau cetății și le petriceau în cetate, în cetatea de scaun în Suceava. S-a închinat lui Ștefan și l-a primit cum l-a primit o săptămână în urmă pe Iisus Hristos în Ierusalim. Cu mare dragoste și cu flori și cu mare plăcere l-a primit. Aron Petru a fugit. Peste câțiva ani Ștefan l-a găsit în Europa și l-a spânzurat, pentru că el era ucigașul taixului. Ce a făcut Ștefan cel Mare pentru Moldova, asta nu se poate apovesti, pentru că nu-s motivurile cele, nu-s condiții cele, ca să spunem, cât a făcut el pentru Moldova. Grigorie Urechi, peste 300 de ani după viața lui Ștefan cel Mare, a spus așa, că el a luat-o pe Moldova săracă, nacăjită, înfomată și urmașilor săi o lăsat construit în piatră, îmbrăcată în matasă și catifea, hrănită, încălzită, voinică. Așa au lăsat la urmașii lor, au lăsat Ștefan cel Mare. El a purtat, unii spun istorici, 42 de războiuri, unii spun că 38. N-are de face. Hai și-au luat 38 de războaie. Asta e o mulțime de războaie, din care au pierdut un război și o luptă. Războiul s-a întors înapoi, a adunat o armată mai puternică și o dobândit. O luptă o lăsat așa, n-a vrut să se bage prea dur, că n-a vrut să pogubească pe moldovenii săi. Principale lupte, dacă știți că el, cel ce mai tare se firea, eu voi deschide o taină. Dacă să urmărim harta care a construit Ștefan cel Mare cități, din 10 cități care au avut putere a opri războiul, acum zăștita, apăra țara, din 10 cități, 6 era pe Nistru. Hotin, Tighina, Soroca, Orcheiul Vechi, Chilia și Cetatea Albă. Am și ne gândim așa pe harte, de la cine cel ce mai tare apăra Moldova sa Ștefan cel Mare? De la cei care veneau de la vest, care în Moldova se chemau cumani, tatari, mordvini, hazari și așa mai departe. Ați înțeles? Dar Ștefan cel Mare, cel ce mai tare a lui valoare a fost pentru Europa, că el a salvat toată Europa de la otomani, de la ziut care vineau. El a salvat Europa. El, având numai 40.000 de armată, a dobândit o armată puternică de ianiciari cu 120.000 și sub văslui le-a ratat unii bună zaua. Săracul el o țără tot când a murit, că 3 zile era fără conștiință după lupta asta. Dar el acolo le-a bătut pe otomani așa că ei fugeau numai le arătau la toți, cum fugeau înapoi la Stambulul lor, care tot a fost cuciurit ca Constantinopol. După asta Ștefan, după 1475, a venit pe câmpul geopoliticii europeane, adică întreagă lume, ca primul conducător, cel ce mai puternic în toate țări. Una mică, nu prea mare, Moldova, a ratat la toată lumea. Când înainte de lupta asta el s-a adresat la Polonia, la ruși, la toți s-au adresat, ajutați-mă și luptam. Nimeni nu a alergat. Și el a adunat oastea lui și a dobândit pe turci. Dar încă a avut o luptă mare pentru care a venit ca Ștefan cel Mare. Pentru că el nu era prea tare înalt, avea 1,51 m. Era leacăși mai mic ca mine, înălțime. Nu era mare. Uite ce frumos că horul cântă. Dar aici o dobândit.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Hristos învia din morți, cu moartea premoarte, trecând și celor din morminte viață, dăruindu-le. Hristos și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cel ce îl răspede. Hristos a înviat! Hristos a înviat din mort, cu moartea primoare călcând, și celor din morminte viață dă. Cum se topește ceara de la fața focului. Hristos a înviat! Hristos a înviat de mort, cu moartea premoarte călcând. Hristos a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat de mort, cu moartea premoarte călcând. Și celor din morminte viață dăruindu-le. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o ea. Hristos a înviat! Hristos a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat din mort. Cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat! Hristos a înviat de mort, cu moartea premoarte călcând, yeah.
pe mare milă ta rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Ștefan cel Mare, căzut pe câmpul de luptă și pentru ca să se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Hristos Împăratul, cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem. Doamne, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, arcașilor lui Ștefan cel Mare căzut pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe Hristoase Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Din mormi, din
adevăratul Dumnezeu Hristos, Cel ce a înviat din morți cu moarte, prin moarte călcând și celor din morminte viață, dăruindu-le adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciunile precurate magii sale, le sunt zărstăviți și într-o lăudastră apostoli. Cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe ale Sfinților Dreptului Dumnezeu și Părinții Chiară. Și celor din morminte viață dăruindu-le, Hristos a înviat, Hristos a înviat, Hristos a înviat din morți. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați și surori, iată că ajutorul lui Dumnezeu, cred că am pus un început bun cu locuitorii satului acestuia, locuitorii satului Valea Cosmin, alături de clerul bisericesc, alături de coriștii și de consătenii noștri care anul acesta au primit hotărâre să participe la evenimentele care se petrec în lunea Paștelui, aici la noi în sat. Îi aducem mulțumiri bunului Dumnezeu că totuși, în pofida faptului, poate a și plouat de la început, dar nu ne-am speriat și până la urmă totuși am reușit să venim cu toții aici, să săvârșim această slujbă de pomenire pentru arcașii lui Ștefan cel Mare, care și-au dat viața pentru ca noi, românii din Bucovina, să putem vorbi românește până în ziua de astăzi, să învățăm pe urmașii noștri, copilașii noștri, aceeași limbă cu care au grăit și înaintașii noștri și nădăjduim în mila lui Dumnezeu, nădăjduim că Bunul Dumnezeu ne va întări și în continuare anii care ne stau înainte vom urma aceeași tradiție, vom fi aici alături cu toți oaspeții care au venit aici la stejarul lui Ștefan cel Mare. Doresc să aduc mulțumiri dirijorului corului bisericesc care a adunat coriștii, mulțumiri domnului Gheorghe care cu toate că astăzi își sărbătorește ziua Îngerului și poate îl așteaptă și pe dumnealui acasă cineva, dar totuși el a hotărât să fie aici în mijlocul nostru. Înainte de această zi a stăruit, a organizat cu băieții din sat, a făcut o masă aici și dincolo pentru că atunci când vom veni să ne simțim bine, să facem slujba de pomenire, să putem discuta, să ne putem întâlni, să putem vorbi în limba noastră maternă și, bineînțeles, să ne putem bucura de aceste frumoase sărbători pascale. Vă mulțumesc la toți oaspeții care ați venit din apropiere sau mai din depărtare. Dumnezeu să vă întărească și să vă scrie în cartea vieții ceea ce aveți în inima voastră, fapta, credința. Pentru că cu aceste lucruri putem nădăjdui în moștenirea împărăției cerurilor. Să trăiți într-un mult și fericit an. Hristos a înviat! Adevărat că a înviat! Hristos a înviat! Adevărat că a înviat! Hristos a înviat! Adevărat că a înviat! M-a văzut în podru verde, un sejor mare se vede, am
patrioți, sub flamura lui Ștefan, de bani sunteți nepoți, de mai aveți copii, de mai aveți trecut. Creziți-vă la casă, nu-i bine de pierdut. Măcar pentru-n cântec, haideți să ne strângem, să ne amintim cine a fost și suntem. Măcar pentru-n cântec, haideți să ne strângem, să ne amintim cine a fost și suntem. Cine a fost și suntem, am fost mereu aici, iar ei veniți din tundră, e timpul să ne scoatem istoria de umbră. Suntem un bun de oameni, pe un picior de țară, dar mai avem o limbă și o glatră milenară. Măcar pentru-n cântec, haideți să ne strângem, să ne amintim cine a fost și suntem. Măcar pentru-n cântec, haideți să ne strângem, să ne amintim cine am fost și suntem, cine am fost și suntem, cine am fost și suntem. Locul codrului, codrului Cosminului, stă de veche un stejar, mândru panic secular. Hai în codrul la Cosmin, pe strămoși să-i pomenim, pe nepoți să-i legăm, neamul să-l îmbrățișem, la umbra stejarului, mormântul arcașului și o cruce la mormânt, străjuiește acest pământ. Hai în codrul la Cosmin, pe strămoși să-i pomenim, pe nepoți să-i legăm, neamul să-l îmbrățișem. Vine-i la stejar, se-nchine la altar și înalță rugăciuni pentru toți, pentru străbuni. Hai în codrul la Cosmin, pe strămoși să-i pomenim, pe nepoți să-i legăm, neamul să-l îmbrățișem. Ștefan Budă ne-a lăsat cu drum mare și bogat, să-l avem așa mereu, să ne ajute Dumnezeu. Hai în codrul la Cosmin, pe strămoși să-i pomenim, pe nepoți să-i legăm, neamul să-l îmbrățișem. Hai în codrul la Cosmin, pe strămoși să-i pomenim, pe nepoți să-i legăm, neamul să-l îmbrățișem. Lena, n-ava ești farfurii și pahare. Dar eu tot am adus. Poftim să hamă, să-l apărăm și pești mai ultimă. Tristă-i mănăstirea Budna, porțele deschiși așteaptă, să ucit-o noi ce vine și spre ea încet se-ndreaptă, să ucit-o noi ce vine și spre ea încet se-ndreaptă. Și
frăție pe pământul României, iar barea de hobiția, care dușmanii din țară, printre noi să nu mai fi decât pot și armonie. Măi munte, noi doi un suflet bate, să se cânt dintr-o sorghie, să treacă drumul mare, peste-a noastră de totare, și să vadă Sfântul Soare, într-o zi de sărbătoare, ora noastră cea prețească, pe câmpia românească. Prezentăm o imagine din urma activității desfășurate la stejarul lui Ștefan cel Mare. Dragi frați români, mă bucur foarte mult că vă văd cu tricolorul la loc de cinste, cu straile noastre naționale care se păstrează, limba, portul, obiceiurile se păstrează. Cu ce sentimente vă întoarce de la stejarul lui Ștefan cel Mare? Cu bucurie a învierii naturii, a învierii, totul ce este legat cu Ștefan cel Mare. O zi, a doua zi de Paști, o zi, o sărbătoare a tuturor românilor noștri. Noi ne cunoaștem mai de mult. Eu să le dați voie și celorlalți colegi să vorbească, iar în final, haideți să cântăm un cântec patriotic, care vă vine de asta așa pe suflet, momentul de, da? Dar în finalul întâlnirii noastre. Doamne, cu ce sentimente vă întoarceți de la stejarul, nu știu, ce semnifică de asta ziua de astăzi? În tot anul, a doua zi de Paște, venim noi aici români, ca să ne întâlnim cu sufletul nostru. Sufletul nostru este aici, sufletul nostru lăsat de la Moldova medievală, de la Ștefan cel Mare, care ne-a apărat pe noi de la toți dușmani din prejur. Și acum avem dușmani. Dar când venim aici, ne umplem de un suflet sfânt, de un duh sfânt, de aici, de la stejarul, numai cât să punem mâna pe stejar și ne umplem cu un Duh Sfânt care ne ține un an întreg, care noi ne amintim de istoria noastră prea mare, de limba noastră sfântă, de părinți, de moși strămoși care au purtat o viață vrednică, care au purtat o viață frumoasă și noi aici, măcar suntem atacați din toate părți, dar noi totuna venim aici ca să iară și luăm un Duh Sfânt de la stejarul ăsta sfânt care era trasadit de Ștefan cel Mare. Și noi credem în asta. Credem că mâna lui a ținut un copacel mic care s-a răsădit pe mormântul ostașilor care s-a dat viața pentru Moldova Sfântă, care a fost țara noastră, care și-a murit rămâne țara noastră, care noi o purtam în suflet. Super, mulțumesc foarte mult. Cum vă numiți? Veronica. Și mai cum? Rițco.
De unde, doamnă? Din Ceahor. Din Ceahor. Dintr-o sat care a fost foarte atacat de ruși, care ne-au furat, ne-au luat limba. Au vrut să-mi iei obicei, dar n-au rezistat. Nu ne-au luat, că școala de acum este ucraineană. Dar noi am păstrat la copiii noștri, la nepoții noștri, am păstrat limba, am păstrat obiceiile, cu colinți, cu Paștele Sfânt, cu haine frumoase. Uitați-vă ce haine, că ăștia toți sunt oameni de la noi din Ceahor. Asta tot noi ne păstrăm în suflet, că asta e sufletul nostru. Asta e trecutul nostru și viitorul nostru. Vreți să spuneți Ceahorul, de unde, ce regiune este? Din regiunea Cernăuț, aici sub Codre Cuzminulu. Fostul colț de sat din Codre Cuzminulu, unde a fost evenimentul din 1497, când au primit mare biruință Ștefan cel Mare în codrele este. Vă rog să vă prezentați, eu acum vin. Petre Hristu, soțul. Da. Doctor. Doctor. Da. Din anul 90 în fiecare an la stejar venim. Cântoleac în horul Dragul Vodă, nu că am glas, dar că mă doare sufletul. Și port emblemă Bucovinii din 1800. Nu e fost la festivalul. Creatorul României. Da, da, exact. La festivalul acela. Dar asta emblemă Bucovinii, care în hor n-are nimeni, numai eu. Dumneavoastră? Nicolae Pridie, toți sunt de Ceahor, sunt purtător de steag al corului Dragoș Vodă. Întotdeauna, la toate întâlnirile, la Cernăuț, am văzut cu steagul. Da, el nu pot să mă lăs de dânsul și el de mine. Doamne ajută! Da, și astăzi am venit și cu nipoțelul. Da? Frumos? Și soția. Deci românismul nu pierde niciodată aici. No. Doamne? Verica Pridie, da? Membra corului Dragoș Vodă, mai mult de 35 de ani, când în cor, suntem bucuroși, ne întâlnim toată duminica la repetiții, cântăm cântece patriotice, ne iubim patria, ne iubim Cernăuț, Bovina. Nația, rămâne. Dumneavoastră? Dumneavoastră Silva. Da? Fost învățătoare tot timpul. Da? Muzica, pridam, și limba ucraineană și literatura. Țăruna. Da, am lucrat în școală moldovenească. Țăruna. Așa că am lucrat în școală și ucraineană și muzică. M-am născut în Ceahor. Am un pensionier. Țăruna. Dumneavoastră sunteți, cum vă zic, sunteți o valoare muzicală și nu mai muzicală a românismului. Deci v-am întâlnit mai multe ori la, știu eu, de ziua limbii române, de ziua națională, de ziua Bucovine și mai departe. Câteva cuvinte și poate și o strofă de un cântec pe care noastră îl îndrăgiți și care se potrivește cu evenimentul de astăzi. Mă rog să vă prezentat întâi, acolo e televizorul. Mă numesc Gheorghe Puiu, am cântat la Chișinău, la Filarmonică, am cântat în ansamblu de cânt și dansă cu Covenenii. Viața mea a fost mai mult cu cânticul. Și dacă un cuplet sau o fie despre stejarul nostru. Așa. Da, ca un cântec cândva, l-am compus. Veneam de acolo din centru și până am ajuns acasă, am făcut cânticul ăsta. Așa. Acolo se numește așa. În mijlocul codrului, codrului Cosminului, stă de veche un stejar, mândru panic secular. Hai în codrul la Cosmin, pe strămoși să-i pomenim, pe nepoți să-i legănăm, neamul să-l îmbrățișem la umbra stejarului, mormântul arcașului și o cruce la mormânt, străjuiesc acest pământ. Hai în codru la Cosmin, pe strămoși să-l pomenim,
Trei nepoți să-i legărăm, neamul să-l îmbrățișăm. Ștefan Vodă ne-a lăsat codrul mare și bogat, să-l avem așa mereu, să ne ajute Dumnezeu. Hai în codru la Cosmin, pe strămoși să-i pomenim, pe nepoți să-i legărăm, neamul să-l învățișăm.